Din locul din care observ lucrurile, caut să văd armonia și mișcarea Duhului asupra adunării noastre. Vreau să văd dacă această cântare sau acest text sau această predare este în armonie cu cuvântul pe care Dumnezeu ne-l dă și îmi saltă sufletul când văd mâna lui Dumnezeu la mijloc. Da, uneori ne sfătuim ca să alegem anumite lucruri să fie bine. Alte ori este clar că e degetul sau prezența lui Dumnezeu în lucrarea aceasta. Dacă cineva ne-ar întreba astăzi, domne, care boală e mai periculoasă? Cea care doare sau cea care nu doare și nu știi de ea? Asigur că răspunsul este evident. Cea care nu doare și nici nu știe de ea, aceasta ar lăsa un teribil șoc. Ați ascultat în cuvântul pe care l-a citit Nicolas aici. El a fost student la clasa de botez, un singur student în clasă. Și am învățat împreună lucruri și l-am rugat să predice acasă la el, să vedem care e reacția părinților după ce ascultă ce am învățat noi aici. Ați ascultat cuvântul care a fost citit? Auziți, noi nu am fost niciodată sclavi nimănui. Păi asta da sclavie, adică să fii sclav și să nu știi că ai fost sclav niciodată, să nu știi că acum ești de fapt legat, să visezi la libertate, să ei predau libertate altuia în timp ce sunt sclavi. Aceasta este o formă atât de neagră de sclavie. Temnicerul acesta, comandantul acesta al penitenciarului care era acolo, omul acesta întemnița oameni, avea oameni pe care îi punea acolo, îi lega, îi punea în închisoare, era comandant acolo. Dar oare știa omul acesta că el este mai deținut decât oricare deținut, este mai pușcăriaș decât oricare pușcăriaș pe care îl punea el acolo, că el e într-adevăr dintre pușcăriași cel mai pușcăriaș. E cum spune Vasile Militarul, zice, avarule, ți s-a cerut de atâtea ori să dai o pâine, dar de când ești tu niciodată, n-ai dat nimica de la tine. De aceea îmi fac o socoteală și cred că nu greșesc de o fac. Din toți săracii omenirii, tu ești cel mai sărac sărac. Din toți întemnițații acestei închisori, cel mai întemnițat era omul acesta. Și cuvântul de astăzi ne spune că a fost eliberat. Eliberarea temnicerului. Păi dar cum să fie eliberat de ținuții? Da, comandantul? Da, eliberarea lui. El a fost eliberat din temnița în care era. Dacă ne întreabă cineva, dar care era, domne, închisoarea în care era omul ăsta închis, deținut, legat și el în butuci, ca și alții, dar legat așa de grav, ca niciunul dintre deținuți nu era legat atât de grav ca el. Vom vedea imediat în text de ce. Dacă ne-ar întreba cineva, care a fost închisoarea din care a fost eliberat omul ăsta? Poate că nu o să putem formula acum, dar rugăciunea mea este ca după ce vom asculta acest cuvânt să putem să răspundem la această întrebare. Închisoarea acestui comandant de penitenciar, închisoarea în care era el deținut, era închipuirea minții lui. Nu există pușcărie mai grea decât când un om este prizonier sau deținut sau pușcăriaș al ideilor, gândurilor, vederilor lui, închipuirilor lui. Și lucrul acesta nu se întâmplă așa din senin. Numai atunci când un om face din închipuirea lui Dumnezeul lui, atunci se petrece lucrul acesta. Așa, închipuire, imaginație, avem toată lumea, fiecare gândește într-un fel, începem să percepem lumea într-un fel. Dar e natural și uman cumva. Însă când această închipuire devine Dumnezeul tău, din clipa aceea nu există scăpare. Lucrul ăsta duce la moarte. Așa s-a și întâmplat. Și vom face o mică incursiune de această dată. Aș vrea să vă întreb care a fost ispita Esterei. Ați citit cartea, sigur că da, și
ar merita studiul nostru pe o perioadă lungă de timp. Ispita Esterei care a fost. Eu spune Mardoheu, să nu-ți închipui că tu vei fi singura care vei scăpa în situația aceasta. Ispita ei era să-și închipuie că toată lumea o să fie executată de acest Haman, dar ea o să scape. Asta îi șoptea diavolul, lasă, ce să faci, asta e situația. Pe ei o să... Mardoheu spune, nu crede această închipuire, nu scapi. Tu ești ținta, de fapt. Pentru tine a condamnat la moarte tot neamul, știe că locul în care ești înseamnă mare responsabilitate pentru imperiu și pe tine vrea să te... Tu ești ținta de acolo, să nu-ți închipui. Asta era ispita ei, închipuirea. Ea putea să-și închipe lucrul acesta. Sau, cum îi spunea lui Iov, îți închipui că ai dreptate. E una să ai dreptate și alta e să-ți închipui că ai dreptate. Da, putem să ne închipuim la un moment dat, îmi închipui că am dreptate. Dar sunt dator să verific acest lucru. Sunt dator să întreb pe Dumnezeu, sunt dator să mă confrunt cu El și El îmi va adresa două întrebări capitale, esențiale. Întrebarea numărul 1. Cine ți-a spus că ai dreptate? Păi eu mi-am spus. Aoleu, nu prea e... nu prea ai ales bine ca să spun. Cine ți-a spus că ai... Asta l-a întrebat pe Adam. Zice, cine ți-a spus treaba asta? Nu contează. Oricine poate... Nu, oricine poate să-mi spună. Ați văzut slujnica aceea, la care vom ajunge imediat, care mergea după Pavel și striga, aceștia sunt slujitorii lui Dumnezeu și vă vestesc calea mântuirii. Era adevărat sau nu era adevărat? Nu era adevărat. Nu era adevărat. Pentru că Satana, ori de câte ori deschide gura, deci asta nu era adevărat, cuvântul acesta. Era adevărat ce a spus femeia sunamită lui Elisei. Cunosc acum că-și cuvântul lui Dumnezeu în gura ta este adevăr. Acest cuvânt al lui Dumnezeu în gura diavolului era o minciună. Iubiții mei, Scriptura ne îndeamnă să reflectăm asupra acestui foarte subtil dinamic numit închipuire. Ce ți închipui tu despre tine? Ți închipui că ai dreptate. Da, să bătea așa Iov. El și închipuia că are dreptate. Când a văzut pe bunul Dumnezeu, a văzut că părerile lui și închipuirile lui, Doamne ferește, mă faci să-mi fie scârbă de ce am gândit, mi-e silă de mine, nu pot să văd așa. Cum am putut să gândesc așa, cum spune în Proverbe, cum am putut să fiu atât de nebun? Dar era convins, închipui că ai dreptate. Așa i-au spus lui. Sau chiar gândul nostru despre Dumnezeu poate să fie produs închipuirii. De unde a luat imaginea asta a lui Dumnezeu care arde lumea în foc, îi prăjește milioane de ani? De unde ai luat treaba aceasta? Iată ce ai făcut și eu am tăcut. Ți-ai închipuit că eu sunt ca tine? Ți-ai închipuit că eu sunt ca tine? Noi nu mergem după închipuiri, iubiții mei, ci noi mergem după descoperirea dată în Hristos Iisus. Acesta e chipul lui Dumnezeu. Nu închipuirea unuia despre Dumnezeu sau a celuilalt. Cartea Proverbelor spune că unul și închipuie că starea lui materială e un zid de netrecut. Am cu ce să fac tot felul, bea suflete, mănâncă, ani de zile, și închipuia el. Și Domnul îi spune, nu, închipuirea asta nu rămâne. Foarte puțin. Aici spune, averea este o cetate întărită pentru cel bogat în închipuirea lui. În închipuirea lui, ea este un zid înalt. Și chiar la acest amvon, nu trebuie să stai în bancă acolo, pasiv. Zice, unul să vorbească și ceilalți să judece. Ce a zis omul ăsta? Stă în picioare chestia asta sau nu stă în picioare? Dom'le, după părerea mea, din Nazaret nu poate să iasă nimic bun. Simplu. Asta e părerea mea. Bun, hai să vedem atunci. Să verificăm, adică a spus el. Hai să verificăm. Vino încoace și verifică. Nu te rezema pe închipuirea ta despre Nazaret, că tu ți închipui, da. Vino încoace să verificăm. Și atunci când a verificat, a spus, rabii, tu ești Fiul lui Dumnezeu.
a tras această concluzie. Ce sunt prorociile acestea? Niște închipuiri scoase din inima lor. Închipuiri și închipuiri. Dar ei vorbesc în numele, n-ascultați cuvintele prorocilor, care, deși vorbesc în numele meu, sunt închipuiri din inima lor și mai departe ei vă leagănă în închipuiri zadarnice. Da? 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 Și adunarea doarme liniștită și cum predica fratele acela vineri seara, când i-a văzut pe toți dormind, Doamne, ce adânc să odihnește poporul tău. Așa era, acesta era adevărul care era acolo. Dar ei vă leagănă în închipuiri zadarnice, spun vedenii ieșite din inima lor. Cum s-a ascuns tu predica lui Petru când tu crezi că omul ăsta e beat? Cum s-a ascuns predica asta, na? Cum să-ți miște sufletul când tu crezi că e beat omul ăsta? Sau indiferent ce altceva ți închipui. De aceea le-a spus în fapte acolo, oamenii ăștia nu sunt beți cum vă închipuiți dumneavoastră. No, 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 no. Nu sunt beți cum vă închipuiți dumneavoastră. Pe un om îl distruge închipuirea lui despre ceea ce se întâmplă. Nu ce se întâmplă. Închipuirea lui despre ce se întâmplă. Și lucrul ăsta niciodată nu stă cum nu stă cancerul acesta care nu a avut 6 cm de la început, a avut câțiva milimetri prima dată. Putea fi ars, exclus, data, în clipa aceea putea fi ușor. Acum are 6 cm. E într-o situație, da. E, la fel se întâmplă cu închipuirea. Ea nu stă pe loc. Ea continuă să cuprindă mintea, creierul unui om, gândirea, simțirea unui om, până acolo încât nu mai poate fi niciodată scoasă dintr-o ființă umană. Și când eliberează Dumnezeu pe cineva, omul acela cât va trăi, trăiește cu suspiciunea că poate totuși era adevărat lucrul ăsta. Închipuirea lasă urme teribile. Închipuirea fără Dumnezeu, vreau să spun, închipuirea firească. Și acum să mergem împreună la Pavel și Sila și vin și Timotei și Luca, îi atașează cu ocazia aceasta și merg toți în Europa, prima călătorie misionară în Europa, se opresc în Filipi, într-o cetate macedoneană, dar era colonie romană în același timp și scrie Scriptura că în cetate au stat câteva zile, nu s-au apucat să predice din ziua 1. Nu. S-au stat să se orienteze, să înțeleagă ce se întâmplă acolo, să li se așeze sufletul lor, să asculte glasul lui Dumnezeu. Câteva zile au rămas pe loc. Citeam de une zi, nu poți să ajuți pe cineva dacă nu înțelege acea persoană. N-ai cum. Nu poți să asculți o predică de moment ce deja îți închipui că omul ăla e beat sau e rău sau e într-un fel sau... Din clipa aceea s-a pierdut, s-a distrus șansa aceea. Și ei de asta și-au luat timp să ia pulsul, să știe bine care este viața acolo, după care, spune Sfânta Scriptură, în ziua sabatului am ieșit afară lângă un râu, cum numea Tertulian, a scris despre chestia aceasta, se numea Orationes Litorales, locuri în care ieșeau iudei, unde erau 10 iudei, formau o sinagogă, imediat. 10 iudei erau undeva, formau o sinagogă. Unde nu era așa ceva și n-aveau, în Filipii nu aveau sinagogă, atunci ieșeau pe malul unui râu, alegeau o poiană sau cereau permisiune. Și Pavel iese pentru că știe că trebuie să existe un loc asta. Credeam că trebuie să fie un loc asta și când am ajuns acolo, într-adevăr acolo era un grup de surori care se rugau. Între ele a fost una dintre ele. Noi vorbim cu toată lumea, într-adevăr, dar nu toată lumea ascultă. Nu. Ei credeau că e beat, sunt beți, nu ai ce să ascult la niște bețivi. Noapte bună. Aici nu este așa. Una dintre aceste persoane, câte au fost, nu știm, dar numai una dintre ele, numită Lidia, vânzătoare de purpură din cetatea Tiatira, era o femeie temătoare de Dumnezeu și asculta. Pe una să fii prezent și alta e să asculți. Ați văzut cum ni s-a spus aici despre oglinda aceea. Să nu pierdem ilustrația asta, extrem de importantă. Să uita, zâmbea, adică nu zâmbea, se zgâia în oglindă, că el nu era zâmbet, dar sufletul era amarnic și se zgâia în oglindă, dar apărea urât acolo. Ce fel de oglindă o fi asta? Era oglinda Duhului, de fapt. Acolo apărea cum îi era sufletul, nu cum
cum încerca să facă față situației. Iar aceasta era o femeie temătoare de Dumnezeu, care a primit Evanghelia. Ea asculta, ea nu se prefăcea că ascultă. Dar, iubiții mei, aici este o cheie de neimaginat. Noi vorbim cu oamenii. Vă spuneam, am fost într-o sală mare în Cuba. Destul de mare, foarte mare sală. Și au funcționat două biserici simultan. Una era jos, 250 de oameni sau mai mult pe seară, în fiecare seară a fost plin, în fiecare seară. În serile cu furtună ne gândeam că nu vine nimeni, tocmai atunci au venit cei mai mulți. Asta a remarcat pastorul, mi-a spus, zice, nu pot să cred ce se întâmplă. Cei mai mulți au venit când ne gândeam că nu vine nimeni. Dar deasupra noastră, tot așa pe toată suprafața bisericii, era biserica celor mici, biserica adolescenților, a copiilor, între 240-280, pe seară a fost acolo. Wow, în fiecare seară. Aici cuvântul lui Dumnezeu spune că din toată lumea aceasta care a fost acolo, a fost cineva care a prins frecvența cerului. Și cum de a ascultat ea, de a fost ea? Domnul i-a deschis inima. Nu Pavel a luat dalta și cu ciocanul și trebuie să crezi ca mine, gândești ca mine. Nu, nu se face așa. Duhul Sfânt nu lucrează pe căile acestea. Dumnezeu i-a deschis inima ca să ia aminte la cele ce spunea Pavel. Dacă nu ar fi deschis Dumnezeu, dacă nu ne-ar deschide Dumnezeu mintea și inima, degeaba citim, degeaba predicăm, degeaba ascultăm, e degeaba. Dacă într-adevăr un cuvânt are puterea asupra noastră, e pentru că Dumnezeu ne-a deschis inima. Ne-a deschis mintea, să nu uităm să mulțumim. Câteodată ne impresionează un cuvânt pe care îl auzim, imediat zboară un gând lui Dumnezeu, îți mulțumesc că mi-ai deschis inima, mi-ai deschis ochii să pot să văd ca lui Gehazi, sau le-a deschis mintea să înțeleagă Scripturile, spunea despre cei pe care către ei m-au. Ea a fost botezată, ea a invitat să rămână asupra ei în casă. Îi părea că e așa frumoasă primăvară până când, hopa, acum s-a schimbat vremea, așa cum se schimbă în unele locuri atât de rapid, cu trăsnete, cu fulgere, cu furtună teribile, nici n-ai avut timp să te gândești ce se întâmplă. Pe când ne duceam la locul de rugăciune, hai iară acolo la Orationes Litoralum, cum spunea Tertulian, hai să mergem locul ăla de rugăciune. Pe când mergeau către acolo, cel rău le taie calea, se atașează slujnica aceasta ghicitoare, probabil e ușor de înțeles că stăpânii dumneaei au plasat-o acolo, i-au plasat și cuvintele pe care le avea de spus ca să ia ceva bani de la apostoli. Încearcă și laudă-i zi la lume în dreapta, în stânga și poate că iese ceva. Asta era, numește Biblia, nădejdea câștigului lor de aici. După aceea, când au venit ei și au făcut reclamație la tribunal, ei au vorbit despre religie. N-au pomenit faptul că era afacerea lor și că nu le-a ieșit și să vezi ce. Rare ori vei vedea o coincidență, cum s-a amintea despre Natanael la școala de sabat, o coincidență între ceea ce vorbește un om și ceea ce vrea să spună sau ce vrea să facă. Adevărata lor problemă aceasta era. Și i-au târât în fața tribunalului și au fost judecați acolo pentru că Pavel a făcut o binefacere. Nu poți să gândești cineva să fie supărat. Iubiții mei, o dată în viață, o singură dată în viață, am avut harul să aduc o veste bună cu privire la un număr de oameni care urmau să fie botezați. Fețele celor care au auzit vestea aceasta bună s-au făcut ca piatra pe loc și oamenii aceia n-au fost botezați. Un număr mare, foarte mare. Ar fi urmat să se scrie o pagină, un pic de istorie acolo, pentru că era în condiții speciale. Cum să se supere oamenii ăștia dacă fata asta a fost eliberată? Care e supărarea? Care este răul care s-a întâmplat aici? Și apostolii întreabă, zice, domne, suntem dați în judecată pentru o binefacere? Suntem bârfiți, loviți, bătuți pentru o binefacere? Păi atunci, nu cumva suntem în țara despre care diavolul a spus orice bine va fi aspru pedepsit? Nu cumva se întâmplă treaba aceasta? Au fost aruncați în închisoare. Au fost bătuți, rupți.
răni groaznice și adânci pe corpul lor. Aveau nuiele speciale. Nu știu dacă știți ce e cornul în România. Noi știam ce e lemnul de corn, făceam arcuri din corn. Este ceva groaznic. Astfel de nuiele aveau ei acolo și cu așa băteau ei pe oameni. Așa au fost bătuți. Dar cum a urmat procesul acesta? Iubiții mei, i-a dat pe mâna dregătorilor și imediat au venit și au formulat plângerea lor. Auziți, oamenii aceștia ne tulbură cetatea. Mă, tulbură cetatea sau tulbură pe Satana din fata asta? Păi cum poți să spui așa ceva? Nu te gândești că te bate Dumnezeu? Adică ai spus, au tulbură cetatea. N-a tulburat nicio cetate. A tulburat pe Satana din fata asta. Satana din fata asta nu este cetatea, frățioare. Dar ei au venit acolo. Ne tulbură cetatea. Nu e de mirare vânzătorul. Din partea Satanei, nu cred că ar trebui să acordăm atenție. Lucrurile așa sunt și așa merg. Vreau să întreb cumpărătorul, cum a putut să cumpere un oraș întreg, să cumpere ideea aceasta de la un om? Cum? A cumpărat tot orașul. Și pentru că Biblia scrie mai departe, norodul s-a ridicat. Stați puțin. Adică te ridici, înțeleg, să te ridici, dar ai întrebat despre ce este vorba. Nu contează tot. Zice, l-au însoțit pe Absalom în prostia lor. Toți au sfârșit într-un masacru. Dar în prostia lor. Tot norodul s-a ridicat acolo. Eu zic, băi, ne tulbură cetatea. Mă, dar pe tine te-a tulburat? Nu m-a tulburat, dar tulbură cetatea. Auzi ce spune aici mai departe. Și spun ei mai departe, sunt niște iudei. Ești sigur că nu știi că sunt romani? Ești sigur de vorba asta care o spui sau încerci să creezi o caricatură în ochii autorităților, ascunzi adevărul ăsta cu grijă, știi că dacă se va ști că sunt romani, nu pot fi bătuți. Dar spui că sunt iudei? Dacă sunt romani ca tine. Și auziți ce spun ei mai departe? Vestesc niște obiceiuri, tradiția la mijloc, pe care noi romanii, care suntem, cine sunt romanii, stimabile? Cine sunt romanii? Noi romanii și ei evrei. Dumnezeu nu va trece cu vedere astfel de lucruri pentru că nu trece în viața nimănui. Dar uite-te că suferința a fost atât de adâncă, au fost bătuți până la pulpă, cum spun americanii, sânge, carne vie le-a fost făcut spatele pentru că sunt evrei și pentru că tulbură cetatea și pentru că nu sunt romani. Romanii nu aveau voie să fie bătuți. Nu aveau voie să fie răstigniți, era cu totul altceva. Norodul se ridică și după dumnealor, auziți, și primarul și viceprimarul și șeful statului sau cine este, se ridică și ei și spun mai departe, dregători au pus să le smulgă hainele de pe ei. Dom'le, tu ești primar al unui oraș? Ești un om serios? Ai securitate la dispoziție? Ai informații? Ai toate, dom'le, te-ai interesat cine sunt oamenii ăștia? Ai mers la sursă? Știi ce a întrebat Dumnezeu prima dată? Cine ți-a spus, Domne, treaba aceasta? Cine ți-a spus? Păi nu m-am interesat. Păi da, cum să nu te interesezi? Pentru că dacă vine de la diavolul ăsta, ori de câte ori vorbește, spune o minciună. Dar închipuirea lor era totală. Aceasta era boala acestei cetăți. Și-a închipuit că poate să fie adevărat. I-au aruncat acolo, i-au pus în butuș. N-are rost să mai descriu chestia aceasta, că era o poziție. Nu știu dacă cineva de aici din adunare a fost legat de securitate, de calorifer, la jumate de înălțime, așa știau să lege dumnealor. Nu puteai să te așezi în genunchi, că erai legat cu lanțul, și nici să te ridici și te ținea în poziția aceasta încordată, cumplit. O așa suferință a fost pe ei. Noi încercăm să punem doar memorie astfel de lucruri, dar la inimă punem altceva. Și anume, pe la miezul nopții, Pavel și Sila cântau cântări de laudă, nu de-astea de jelanie sau funebre, sau cântări de laudă cântau pe la miezul nopții. Păi bă, frate, să uitea lumea la ei, ce să lauzi mă pe Dumnezeu? Doamne, te laud. Cum să lauzi mă pe Dumnezeu când ești în situația aceasta? Iubiții mei, eu am văzut cu ochii o singură dată în viață lucrul acesta. Tânăra Leonica a fost arsă de vie într-o explozie și am stat lângă ea 8 nopți până la ultima noapte în care ea a
murit lăudând pe Dumnezeu și strigând la Dumnezeu, ajută-mă să nu uit niciodată bunătatea ta. Aceasta a fost ultima ei rugăciune. Aceasta făceau ei acolo. Răspunsul. În încercare trăiește în închinare. Nu te ocupa dacă a fost drept, corect să zici de mine că am fost, că sunt evreu, să nu spui că sunt roman. Nu te ocupa de nedreptatea legătorilor care rup hainele după ei. Nu te ocupa de acuzația tulbură cetatea. Nu te ocupa de astea sotrăvuri care trebuie să meargă odată cu stăpânul lor. Ocupă-te de ceea ce trebuie să te ocupi. Ce a făcut Iov? Cum a făcut el față pierderii copiilor lui și a tuturor nenorocilor? Ce scrie Scriptura că a făcut el când i-au fost aduse toate veștile acestea groaznice? Ce a făcut? S-a închinat. Singura putere în încercare este închinarea. Închină-te lui Dumnezeu. Lucrul acesta n-a scăpat atenției celor ce erau acolo. Toată lumea asculta pe cineva care lăuda pe Dumnezeu în așa suferinți. Nici nu puteau să șteargă sau să spele rănile unul altuia decât să se roage, pentru că nu aveau cum, erau legați în așa fel ca să nu se poată ajuta. Dar, spune Sfânta Scriptură, s-a făcut un mare cutremur de pământ la miezul nopții, pe când cântau ei. Am auzit tot felul de explicații, asta nu e cutremur normal, ăsta este cutremur anormal. Și dacă este nevoie, să știți că Dumnezeu îl poate face și pentru mine și pentru tine. Dacă este nevoie de un astfel de cutremur. Ăsta nu e cutremur obișnuit. Este cutremurul de la răstignirea lui Iisus? S-a cutremurat pământul? Este cutremurul de la rugăciunea apostolilor când s-au rugat, s-a cutremurat pământul? Ăsta nu e cutremur, nu este seismic. Acesta este un cutremur cu o anume destinație. Sfânta Scriptură spune că s-au deschis ușile și au căzut lanțurile de pe mâinile oamenilor care erau întemnițați acolo, ale tuturor, legăturile fiecăruia, deci n-a fost niciun fel de excepție. Ce bine este să te găsești într-un loc, chiar dacă ar fi închisoare, spital, orice, dar să te găsești cu un om al lui Dumnezeu acolo. Să vezi ce se întâmplă, cum era Pavel pe corabia aceea, ți-a dat Dumnezeu pe toți, toată lumea va supraviețui pentru că tu ești aici. Așa o binecuvântare. Și temnicerul acesta dorește din toată inima viața lor. Vreau să fiu ca oamenii aceștia. Ce să fac ca să fiu mântuit? A fost un profesor de capelanie în Anglia și el a întrebarea către studenți, examenul de fapt, al studenților care vreau să fie capelani în armata britanică. Examenul acesta era foarte scurt. Ai un singur minut de la o persoană care îi se varsă sângele în urma unei răni. Ai un singur minut cu omul acesta. Ce îi spui omului acestuia despre Dumnezeu? Cum îl împaci pe omul ăsta cu Dumnezeu într-un minut pe care l-a la dispoziție? Și în funcție de răspunsul lor, treceau sau nu treceau. Iubiții mei, când temnicerul constată deschiderea ușilor și căderea legăturilor, atunci este gata să-l omoare închipuirea lui. Închipuirea noastră fără Dumnezeu ne va duce sigur la moarte în final. Pe o cale sau alta, mai devreme sau mai târziu, închipuirea fără Dumnezeu va duce în final la moarte. Omul acesta, spune Sfânta Scriptură, în clipa în care a auzit, a ieșit afară și când a văzut ușile deschise, a scos sabia să se sinucidă. Și Pavel a strigat la cel care îi bătuse și le făcuse răni pe tot spatele. Nu-ți face niciun rău. Nu-ți face niciun rău. N-a plecat nimeni. O ușă deschisă aici nu înseamnă pentru că să fugă pentru noi. Nu fugim. Chiar dacă s-a deschis ușa, nu fugim. Iubiții mei, omul acesta primește credința în Domnul Hristos, el și casa lui. Și atunci înțeleg ei unde a dus firul ăsta cu fata aceea, cu duhul cel rău în el, pentru că te întreb, bă, am făcut eu bine că m-am agățat de rugăciunea asta, de fata asta, am fost bine, te-am ajuns în închisoare în halul ăsta, te întrebi, te frămânți continuu, bă, e bine ce am făcut, că am zis așa sau așa, dar s-a văzut unde ducea drumul acela, s-a văzut pentru cine era cu tremurul acela. Și așa se face că Pavel lasă mai departe împreună cu Sila în grija lui Timotei și a doctorului Luca. Ei rămân pe urmă pentru că, spun la plecare, a plecat numai Pavel cu Sila. Lasă această mică adunare
trei membri proeminenți. Era un comandant de penitenciar sinucigaș, care a fost scăpat, era o fată posedată de diavol și era o femeie bogată numită Lidia, împreună cu casele lor. Ei au format nucleul acestei micuțe biserici din Filipi, pentru care avem noi epistola către Filipeni. În concluzie, nu este nimeni scutit de atacul propriei lui închipuire, dar de asemenea nu este nimeni vitregit de posibilitatea de a fi eliberat. Chiar citeam undeva că Petru, dacă s-ar fi rugat, scapă-mă de mine însumi, Doamne, n-ar fi trecut pe unde a trecut. Posibilitatea aceasta este adresată nouă tuturor. De aceea Biblia spune, noi răsturnăm închipuirile minții și le facem captive ascultării de Hristos. Doamne, uite ce-mi închipui eu, uite ce cred eu, ce zici despre lucrul acesta. Ferice de omul care va face aceasta și ferice de lumea și de familia lui și de lumea în care omul acesta va trăi. Lumea aceea va dori să aibă viața lui. Și la aceasta să ne ajute Dumnezeu. Amin. Tată Ceresc, ne închinăm înaintea Ta, Doamne, și îți mulțumim că Tu ai venit să ne eliberezi din lanțurile proprii noastre închipuiri despre Tine sau despre viață. Îți mulțumim, Doamne, că Tu ne-ai scos din întunericul acesta și ne-ai adus la lumină, poate cu o clipă înainte de a fi prea târziu. Îți mulțumim pentru harul acesta în Domnul Hristos și Te rugăm să ne ajuți să umblăm în lumină. Rămână harul Tău peste fiecare inimă în parte, părtașă la cuvântul acesta, peste familiile noastre și lumea în care ne mișcăm astăzi și fă, Doamne, ca acest nume sfânt să fie cunoscut prin viața și ființa noastră și tot ce suntem și facem pe pământ să pregătească venirea Lui în vieți de oameni, nenumărate vieți de oameni. Fie binecuvântat numele Tău, Tată, al Domnului Iisus și al Duhului Sfânt. Amin.